Agricultura este pentru mulți oameni singura sursă de venit. Din păcate, perioada pandemiei a fost un impediment major pentru aceștia, întrucât vânzările nu au mers deloc bine, iar în prezent situația este aceeași. Bani puțini și multă muncă. Deși nevoile sunt multe și bine cunoscute, agricultorii sunt uitați de către autorități. Agricultura românească și produsele autohtone ar trebui să fie o mândrie pentru autoritățile guvernamentale. Sănătoase și gustoase, din păcate, produsele românești sunt înlocuite pe tarabele din piețe cu produse importate. Puțini au mai rămas din lipsa de sprijin care încă mai practică agricultura. Singură săp, singură pun legumele, vin la piață și cu asta mă descurc. Am o pensie de 8 milioane și nu mi-ajungă, că am apă de plătit, acum cred că am 80 de tone de apă. Nu am nimic de la nimeni. Nu am nimic de la nimeni. Atât vă spus, eu muncesc, eu vând. Ar trebui autoritățile guvernamentale să sprijine mai mult agricultura? Păi mai mult și să ne mai mărească și nouă pensiile, că ce facem cu 8 milioane? Apă de plătit, curent de plătit, DG-ul de plătit și, nu, și eu ce mai mănânc? 80 de tone de apă de plată. Pentru că am udat mărarul, am udat fasolea, și am băgat tot timpul, mai ales pe căldurile ele, am băgat apă tot timpul. Și am consumat. Și nu ne-a dat nimeni nimic. Agricultorii își doresc cu ardoare un sprijin din partea guvernului, având o situație materială dificilă și o familie de întreținut. Am 7 copii, statul nu mă ajută, mă descurc cum pot și eu. Cam greu. Greu, foarte greu. Le-a venit la apă 22 de milioane. Mă descurc foarte greu. Dacă nu de mult, agricultura era un punct forte pentru țara noastră, acum este uitată complet de către autorități. Agricultorii necesită a fi sprijiniți astfel încât produsele autohtone să poată câștiga teren în fața produselor importate. Din păcate, agricultura este singura sursă de venit pentru mulți oameni, dar mai ales pentru cei din mediul rural.